la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Leucemia acută linfoblastică, vorbim despre cancerul de sânge care afectează peste 80% dintre copiii cu leucemie. Cauze, simptome, diagnosticare, tratamente. O tehnologie nou-nouță cu aplicație în stomatologie reduce timpul de așteptare a coroanei dentare de la șapte zile la mai puțin de o oră. Vedeți ce aplicabilitate are și ce observații au dentiștii. Imediat! Calitățile curative ale usturoiului și o mască naturală pentru TEN numai bună de aplicat în această perioadă, la rubrica de remedii naturiste. Leucemia acută, cancerul de sânge care poate lovi pe oricine, la orice vârstă. Există mai multe tipuri de leucemie, dar astăzi vom vorbi în primul rând despre leucemia acută limfoblastică. Un motiv important este acela că această formă de cancer de sânge este cea mai frecventă la copii. Mai exact, afectează peste 80% dintre copilașii cu leucemie. Cu explicații complete privind această cumplită boală vine conferențiar dr. Horia Bumbea, medic primar hematologie, doctor în științe medicale. Leucemia este un termen care definește mai multe entități. Ca și definiție, leucemia înseamnă prezența în sânge a celulelor maligne hematopoietice. De aceea, acest termen de leucemie îl folosim nu numai pentru leucemia acută, care este cea mai cunoscută și mai discutată afecțiune hematologică severă, ci și în formele cronice de leucemie, care sunt unele dintre ele mult mai blânde și chiar indolente. De aceea, acest termen de leucemie sperie, în primul rând, pentru că se asociază întotdeauna cu leucemia acută. Și de aceea trebuie specificat ce fel de leucemie este în discuție atunci când menționăm acest termen. Leucemia poate să fie o leucemie acută, și aici vorbim despre formele severe de cancer de sânge în care celulele leucemice uh, prezente în organism uh, sunt extrem de dăunătoare organismului și leucemia acută este de regulă o urgență hematologică. Uh, în timp ce leucemia cronică uh, se referă la uh, prezența în sânge a uh, celulelor mai mature, care uh, nu reprezintă întotdeauna o urgență, chiar uh, Putem vorbi de forme de leucemie cronică, linfocitară în special, care pot să fie doar urmărite și netratate mult timp sau chiar toată viața. Leucemia acută linfoblastică face parte din grupul leucemilor acute. Și pentru a defini clar leucemia acută, trebuie să menționăm că leucemia acută este o proliferare malignă, clonală, a celulelor hematopoietice precursoare, adică a celulelor tinere. Sunt acele celule tinere care noi le găsim în modul osoasă și care, în mod normal, ne regenerează celulele din, din organism, celulele sanguine. Aceste celule precursoare, noi le numim celule STEM, sunt și ele de mai multe tipuri, pot să derapeze la un moment dat și să se malignizeze, să devină celule canceroase. În această situație se declanșează această, acest sindrom, de fapt, de leucemia acută. Leucemia acută poate să apară la orice vârstă și discutând despre leucemia acută, ele se împart în două clase mari. Leucemia acută linfoblastică și aceasta este într-adevăr cea mai frecventă la copil și leucemia acută mieloblastică sau mai degrabă non-linfoblastică, care uh, apare într-un procent mai mic la copil și într-un procent mult mai mare la adult și la vârstnic. Uh, ponderea generală în populație a leucemiei acute linfoblastice este mai mică decât uh, leucemia acută mieloblastică uh, și de aceea cele mai multe uh, cazuri noi le găsim de la copil de leucemia acută linfoblastică. Simptomele uh, sunt, uh, variază bineînțeles și în funcție de vârsta uh, pacientului. Dacă vorbim de copii, uh, uneori este foarte greu să decelăm uh, anumite simptome, însă uh, pe măsură ce este vorba de o persoană cu care ne putem înțelege, cu care putem comunica, uh, aceste semne și simptome devin mai uh, evidente, ca să spun așa. Uh, în general, în leucemia acută sunt anumite semne constituționale, semne care afectează starea generală, scăderea poftei de mâncare, oboseală, fatigabilitate, o stare de disconfort generalizat, scădere în greutate de asemenea și, nu în ultimul rând, febră fără o cauză infecțioasă. Aceste semne sunt mai ușor de uh, evidențiat la un copil uh, care nu se plânge de, de alte uh, semne și este bine ca uh, atunci când se observă aceste semne să uh, se alerteze imediat uh, medicul și să se facă investigațiile necesare. Acestea sunt semnele specifice de leucemie acută, și aici vorbim despre uneori despre dureri osoase, dar nu întotdeauna. Sunt totuși rare durerile osoase. În schimb, mai frecvent găsim semnele de anemie, asociate cu semnele de oboseală, de fatigabilitate, respectiv paloare și, bineînțeles, această oboseală marcată a pacientului. De asemenea, din cauza scăderii imunității frecvent, pacienții prezintă febră de data aceasta în cadrul unei infecții documentate, în special la nivelul căilor respiratorii. Și dacă scad și trombocitele, datorită infiltrării medulare, avem de-a face cu sindrom par, respectiv. Sângerări la traumatisme ușoare, apariția spontană a unor punctulețe mici pe care noi le numim purpură trombocitopenică și în unele cazuri chiar echimoze, deci hematoame, sângerări mai, mai mari. Dar în general, sindromul hemoragipar nu este atât de sever, să spunem, în prima fază a apariției leucemiei acute. Sunt mai multe cauze, nu este o singură cauză. De regulă există și un teren genetic predispozant. Orice cancer are o bază genetică. Deci proliferarea clonală a celulelor hematopoietice are și ea o bază genetică, însă doar la copii foarte mici putem vorbi eventual de o transmitere a unui defect genetic care să fie legat de apariția leucemiei acute. Dar de cele mai multe ori vorbim despre modificări genetice ce dobândite în timpul vieții și pe un teren genetic mai instabil. Și aici putem vorbi de moștenirea unui teren genetic mai instabil, în sensul că în familie mai există și alte cazuri de cancere, nu neapărat de sânge. Mai apar expuneri la anumite substanțe toxice, la radiații. Acestea ar fi cele cunoscute. iar aruncam o privire asupra aparatelor și instrumentelor din medicina dentară, din ce în ce mai performante și tot mai sofisticate. V-am prezentat atunci o tehnologie nou-nouță, capabilă să reducă timpul de așteptare a coroanei dentare de la șapte zile la mai puțin de o oră. Dar era necesar să vedem aplicabilitatea acestei tehnologii, observațiile practice ale medicilor și cum primește pacientul noua metodă. Cu detalii, dr. Ionuț Leahu, medic dentist, competență implantologie orală și dr. Alex Dragu, medic dentist generalist. Am multe probleme dentare. Cauza este pentru că ajung la stomatolog doar când încep să mă doară tare. Altfel, merg pe principiu, nu te doare, nu te cauți la doctor. Și prin urmare am multe cari, le-am rezolvat și am și niște implanturi de făcut și acum o coronită, am depus la o măseluță. Tehnologia CEREC, este gândită să ajute pacienții care au nevoie de coroane definitive și fațete dentare într-un timp cât mai scurt. Când ați aflat de metoda CEREC? Acum ceva timp, cred că o lună, nu mai devreme, pentru că tot așa venind aici pentru am rezolvat diverse probleme, am descoperit că aveam o problemă la o și abia atunci am aflat de posibilitatea asta. Și între timp mi-am pus deja la una, la o măseluță și foarte, foarte bine, te simți foarte bine cu ea și acum am găsit a doua măseluță în care trebuie, are nevoie de coronița asta. Este compusă dintr-o unitate de scanare, care este acest calculator, care are și o cameră intraorală specială, care efectiv filmează zona pe care dorim să o pregătim și ne dă informațiile pe calculator, astfel încât să putem să facem modelarea tridimensională a viitorii, viitorii preparații, a coroane sau fațetei dentare ca apoi informația de aici pleacă către unitatea de frezat, unde, dintr-un cup de ceramică sau de compozit, care arată ceva de genul acesta, reușește să ne frezeze coroana definitivă. Aceste erori dispar în majoritatea cazurilor, dar ce noi facem totul de la cap la coadă și trasăm și marginile preparației, luăm și culoarea de față cu pacientul și automat, dacă intervin mici diferențe, se remediază pe loc. Automat mergem la cuptor, modificăm, dăm niște pigmenți și aducem culoarea la dintele natural. Automat eliminăm orice eroare care poate să apare în comunicarea medic-laboratorului. Cel mai mult și cel mai mult este că se rezolvă foarte repede. Asta este principalul motiv. Într-o oră jumate termin, stau frumos domnul doctor îmi ia măsurile, nu mă doare, nu mi face nimic. Și după aceea aștept frumos o oră și jumate și gata, plec acasă cu coronița. Nu mai trebuie să mai fac foarte multe drumuri, să vin de mai multe ori, ceea ce pentru mine contează foarte mult, că am un bebe acasă și nu suportă prea mult despărțirea de mama. Așa că e bine că rezolv repede. Pacienții sunt foarte fericiți că nu vin decât o singură ședință și nu mai este necesar să revină în cabinetul nostru de mai multe ori pentru a rezolva, rezolva o singură problemă. Astfel, pacientul folosește dintele ca și cum ar fi al lui imediat după ce a plecat de la noi din clinică. Tot acest proces poate fi realizat într-un timp foarte scurt, totul se întâmplă undeva între 30 și 45 de minute de când a venit pacientul și astfel încât putem să-i oferim pacientului la un același cost ca și cu o coroană integral ceramică standard în care lucrăm cu tehnicianul, dar într-un timp mult mai scurt, practic într-o singură ședință pacientul primește coroana finală. Dacă ar fi să punctăm trei cele mai importante avantaje ale acestei metode, care ar fi acestea? Timp scurt, Estetică și funcționalitate foarte bună. Clinicile Dr. Leahu din București oferă servicii de medicină dentară pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Din gama serviciilor medicale fac parte, printre altele, implantologia orală, estetica dentară, chirurgia oromaxilofacială, endodonția, chirurgia estetică și plastică și tehnologia anti endoret PRGF sau acceleratorul frumuseții, completate de serviciile de turism medical și consiliere educațională. Calitățile curative ale usturoiului, considerat cel mai puternic antibiotic natural cunoscut, și o mască pentru ten numai bună de aplicat în această perioadă, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! usturoiul, planta condiment aparent comună, nelipsită din nicio bucătărie, are calități curative excepționale. Frunzele și căței au efecte într-o mulțime de boli, pentru că nu degeaba este considerat usturoiul drept cel mai puternic antibiotic natural cunoscut. O mască din morcov, miere, ou, ulei de măsline și suc de lămâie are efecte miraculoase asupra tenului, indiferent de tip. Calitățile curative ale usturoiului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre miraculosul usturoi. Spun miraculosul, deoarece este cel mai puternic antibiotic natural cunoscut. Usturoiul este o plantă folosită în gastronomie ca adaos la mâncăruri și condiment, dar este cunoscută și pentru calitățile medicinale excepționale. Cei mai fideli consumatori de usturoi sunt evreii. Se spune că în țara sfântă se cultivă circa 70 de soiuri de usturoi și nu este de mirare că această plantă nu lipsește de pe mesele evreilor. Atât în alimentație cât și pentru us terapeutic se utilizează numai căței de usturoi și frunzele tinere. E bine de știut că în scopuri terapeutice căței de usturoi și frunzele se consumă numai în stare crudă. Planta are peste 100 de compuși ai sulfului cunoscuți. Acești compuși sunt de fapt cei care conferă usturoiului puterea de a lupta împotriva tuturor germenilor care provoacă boli. Printre altele, ajută la reducerea tensiunii arteriale, scad nivelul de zahăr din sânge, calmează astmul, combat bronșita, îmbunătățesc circulația sângelui și funcțiile inimii, previn cancerul și ajută organismul la eliminarea toxinelor periculoase. Microbii nu au nicio șansă în fața usturoiului. Potrivit oamenilor de știință, un miligram de usturoi are puterea a 25 de unități de penicilină. Usturoiul poate fi administrat ca aliment sau preparat ca infuzie cu recomandare în stări febrile. Ca decoct, poate fi utilizat pentru probleme intestinale sau pentru eliminarea paraziților intestinali. Sub formă de cataplasme, Usturoiul zdrobit acționează în afecțiuni respiratorii, în răni sau infecții ale pielii, dar și în dureri articulare. Usturoiul zdrobit poate fi utilizat și pentru frecții, în situații de întinderi de mușchi sau ligamente. Din usturoi se poate prepara și o tinctură extrem de eficientă pentru eliminarea paraziților intestinali. Planta este foarte bună și preparată ca tonic general pentru ameliorarea stării sistemului cardiovascular și pentru îmbunătățirea digestiei. În popor, gripa și virozele sunt combătute cu cataplasme cu usturoi zdrobit aplicate pe tălpile picioarelor. În acest scop se zdrobesc câțiva căței de usturoi, se adaugă puțin ulei de măsline și se aplică direct pe tălpi. Atenție! Usturoiul are și contraindicații. Consumat excesiv sau când capătă culoare galbenă sau este încolțit, poate provoca stări de vomă, greață, arsuri gastrice și chiar sângerări. De asemenea, mamele care alăptează trebuie să evite să consume usturoi, deoarece acesta modifică gustul laptelui și poate provoca colici bebelușului. Usturoiul este de asemenea contraindicat persoanelor care au intoleranță gastrică la această plantă sau celor care iau medicamente anticoagulante. E bine de știut dacă consumați usturoi, mirosul neplăcut poate fi eliminat dacă mestecați pătrunjel, mentă, fenicul, anason, cuișoare, busuioc sau coriandru. Atât despre usturoi, a sosit momentul să ne ocupăm și de frumusețea tenului dumneavoastră și vă propun astăzi o mască potrivită pentru această perioadă. Pentru aceasta aveți nevoie de un morcov, miere, un ou, ulei de măsline și suc de lămâie. Radeți mărunt morcovul proaspăt, adăugați o lingură de miere, un gălbenuș de ou, o linguriță de ulei de măsline și zeama de la un sfert de lămâie. Atenție! Dacă aveți tenul gras, nu mai adăugați uleiul de măsline. Amestecați bine, bine toate aceste ingrediente până când obțineți o pastă omogenă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa 20 de minute, după care îndepărtați cu apă călduță. Puteți aplica această mască o dată pe săptămână. Rezultatul este spectaculos. Pielea dumneavoastră rămâne catifelată, proaspătă, hidratată și strălucitoare. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că fast food și restaurantele folosesc cu precădere roșul, portocaliul și galbenul pentru că aceste culori stimulează pofta de mâncare? Știați că în ceea ce privește cărbunele lemnos este un carbon pur care este capabil să adsoarbă 29 dintre cele mai puternice 30 de otrăvuri, el poate fi băut diluat în apă sau direct aplicat ca o cataplasmă pe rând sau pe zonele infectate ale pielii. Știați că în domeniul sadismului sexual există o categorie de persoane numite epinglofile, care ajung la orgasm doar dacă au un fipt ace în pieptul partenerului? Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul n24plus.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!